mai deschis Biblia de o grămadă de ori, am mai meditat, am mai notat câteva chestii, pentru că e un mesaj foarte greu, anume, de ce trec prin suferințe copiii lui Dumnezeu? De ce suferim noi? Ok, știm că suferința a pătruns în lume prin neascultarea omului. În, în Eden nu exista suferință. În Eden, dacă existau țânțari, ăștia nu sugeau sânge. Nu știu ce făceau țânțarii în Eden, uh, nici măcar nu îți așa pe la urechi, și vedeau de treaba lor. Și țânțarii erau vegetariani în, în Eden, uh, leul nu mânca oaia, oaia era și a, ca și astăzi, slavă Domnului, s-a păstrat vegetariană. Uh, în Eden nu era suferință, femeia nu năștea cu chinuri cred că n-ar fi existat pierderi de sarcini și uh, alte complicații de genul, însă omul a avut de ales. A ales înscă, însă greșit și a ales, fără să-și dea seama poate, uh, și suferința la pachet cu neascultarea. Pentru că neascultarea înseamnă ce? Suferință. Neascultarea înseamnă suferință. Dacă îi spui unui copil, nu te du acolo, uh, sau nu pune mâna că uf, că frige și vezi copilul că se duce și pune direct mâna și îl frige și își dă seama, dar e prea târziu, după aceea stai tu cu, cum se numește, esență de levănțică, să-i dai pe mână ca să-i treacă repede. Neascultarea aduce suferință în, în viața omului. Dacă lumea fără Dumnezeu este... Sub incidența suferinței la întâmplare. Lovește care, cum, oriunde, ca o ruletă rusească, oricând se poate întâmpla orice. În dreptul creștinului, care îl alege pe Dumnezeu, suferința nu mai lovește oricum, oriunde la întâmplare. Sunteți de acord cu mine? Da? Pot spune că orice are un scop sau se întâmplă pentru că se întâmplă deoarece se întâmplă cu o anumită direcție și vom vedea direcțiile suferinței din viața creștinului, din viața credinciosului. Nu am o explicație, nu o să plecați din sala asta neapărat și o să spuneți, uh, wow, gata, știu totul despre suferință, pentru că vom vedea primul caz pe care îl analizăm, primul punct, suferința pentru încercarea credinței. Eu, cât timp a suferit, n-a știu de ce suferă, așa este. Abar n-a avut de ce suferă omul ăsta. Au venit unii deștepți și au spus, deștepți care au trebuit să-și ară iertare. Cei trei prieteni mai tineri și mai deștepți și mai guralivi, care au trebuit să-și ară iertare pentru că le dădeau, îi dădeau lui Iov, acești trei tineri, o explicație care nu avea nicio treabă cu suferința lui. Bă, Iov, ai păcătuit. A văzut noi când vedem un frate sau o soră în biserică care are o boală. Zicem, sigur a făcut ceva nu e așa? Primul lucru care ne trece prin cap, uh, ca uh, mama, nu e aici, a plecat uh, la sormea, domnul cu ei, când eram mic și mă loveam, aha, tonișoare, ai făcut tu ceva, știi? Dădeam cu capul de mobilă sau alunecam, cădeam, aha, unde ai greșit? A, poate n-am greșit... N-am păcătuit neapărat cu nimic. A fost o încercare a credinței, știi? Când am dat cu capul în ușa. Sau cine știe de ce. Nu am fost atent pur și simplu, că vom vedea un alt punct. Dar, repet, încercarea credinței lui Iov, pentru că a fost o încercare a credinței lui, Dumnezeu a vrut să demonstreze ceva și, atenție, stăteam și mă gândeam, rezistența noastră în suferință de cele mai multe ori îl uimește inclusiv pe Satan. Așa este? Pentru că dacă Iov a uimit cel mai tare pe cineva, satan a fost cel mai șocat din toată treaba asta. Pentru că nu-i venea să creadă lui satan, care, repet, am mai spus-o și în alte predică, satan nu este a toate știutor. Sunteți de acord cu mine? Satan nu o să știe cum reacționezi tu în ispită. Nu o să știe cum, -o, cum o să reacționezi tu în suferință. Nu știe ce o să se întâmple dacă îți faci asta sau asta. Și satan rămâne șocat, se uită la Iov și zice, este nevoit însuși satan să dea din cap înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Iov și să zică da mă, se poate, se poate să-L iubești pe Dumnezeu dezinteresat. Da mă nene, sunt șocat. Parcă îi văd și figura aia lui satan uimit fiind, uitându-se, holbat la Iov și întrebându-se cum e posibil. Un om care să-L iubească pe Dumnezeu chiar dacă Știa, atenție, și vreau să vă citesc din Iov, vreau să vă citesc ceva șocant din Iov, și cred că am mai spus asta, dar nu ați auzit-o toți, n-ați fost toți aici. Verset 1 cu 16. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: Focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și a ars de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Focul lui Dumnezeu slujitorul ăsta îi spune, a căzut foc de sus de la Dumnezeu. Pentru că uh, în cultura uh, uh, vechiului testament, deși se spune că Iov nu era evreu, Iov este, uh, ar fi fost ori înainte de Avram sau cel puțin contemporan cu Avram. Deci Iov ar trebui să fie undeva pus mai, mai în urmă decât uh, este acum în scriptură. Deci Iov este, repet, cel puțin contemporan cu Avram sau mai înainte de Avram și în cultura lor când cobora foc din cer, știai că ai mânia lui Dumnezeu, știai că ai judecata lui Dumnezeu, da? Când vedeai fulgerul, că de-aia zice zicunii, să, să te trăznească Dumnezeu, dar nu zic, știi, cu toată... Nu, zic bine, știi? Știau că focul coboară de sus de la Dumnezeu și e vorba despre mânia lui Dumnezeu. Deci Iov știa, în inima lui știa că Dumnezeu are ceva cu el și nu știa ce are cu Dumnezeu. Mai mult de atât Dumnezeu tăcea. Când Iov căuta un răspuns și îl întreba pe Dumnezeu, Doamne, spune măcar de ce trec pe aici, Dumnezeu tăcea. Și uh, atât de frumos se vede credința acestui om în, în versetul 20, versetele 20, 21, 22. Atunci Iov s-a sculat și a sfârșit mantaua. De fapt vreau să citesc 19. Versetul 19, ca să vedeți de ce. Și, deodată, a venit un vânt mare de dincolo de pustie și a izbit în cele patru colțuri ale casei, casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Și am scăpat numai eu, ca să-ți dau de știre. Deci, Iov primește vestea că cei 10 copii mor deodată. 10 copii ai lui, evident. Și a zis, dar nu, versetul 20. Atunci Iov s-a sculat și a sfârșit mantaua și a tuns capul, apoi aruncându-se la pământ. Știți ce a făcut? N-am văzut niciodată cuvintele astea până astăzi dimineață. Nu mi le-am subliniat, le-am încercuit. Iov a căzut la genunchi și știți ce a făcut. Spuneți voi. S-a închinat. S-a închinat. închinat. Ce-aș fi făcut eu? Ce-ai ce -ai fi făcut tu? n-a ridicat punul, n-a urlat, n-a zbierat la Dumnezeu, ce mi-ai făcut, te-am iubit, dar eu te-am, am dat la orfan, dar am dat la văduvă, dar ești nedrept, nu mai te iubesc, nu mai vreau să aud de tine, de azi înainte sunt ateu, de azi înainte tu nu mai existi pentru mine, să înceapă să, ca nevastă, ca nevastă asta a făcut, bleastă mă pe Dumnezeu și mori, hai bleastă mă și tu că eu am făcut-o deja, În l în jurul pe Dumnezeu și după aia murim, că și așa ne vrea morți. Vedeți, contează foarte mult ce avem în spate când vine suferința noastră. Ați înțeles? Contează mult ce am făcut înainte de suferință, pentru că eu ăsta era un om al rugăciunii, eu ăsta era un om atât de ancorat în rugăciune când veneau fiii lui la el uh, intrau cu veselie, cu bucurie pe, pe ușa casei, dădeau cu ușa de uh, perete și hey, tata am venit la tine, ce mai faci unul îi aducea, nu știu, ceva un parfum, un Chanel, altul aducea o uh, eșarfă de pus la gât alții un costum, uh, nu știu de care și uh, oh, oh, opriți-vă gata, hai veniți încoa, veniți la tata hai pe genunchi toți, că sigur ați făcut ceva de la supărat pe Dumnezeu, hai la rugăciune, hai la rugăciune. Am un astfel de părinte, slavă Domnului, mama. Hai, gata, pe genunchi toată lumea, nu, nu scăpam fără rugăciune. Hai, hai, la rugăciune toată lumea, câți eram noi, șase, toată lumea pe genunchi, acum pe genunchi, hai, ne punem pe genunchi, și începeam să ne rugăm și ne rugam, ne mai cânta și uh, foarte faină atmosfera. Așa era Iov. Când ai o viață de rugăciune în spate, în suferință, tot pe genunchi vei fi găsit, amin? Pentru că tu nu știi să faci altceva. Pentru că tu ți-ai scos din obișnuință drăcuitul, înjuratul, blestematul. Iov nu știa mă să, să blesteme. Nu știa. Pentru că el și-a scos din inimă lucrurile astea. Și când l-a prins suferința, a făcut ceea ce știa el. S-a închinat. Amin? Glorie numelui său. Glorie lui Isus. Să ne ajute Dumnezeu. A căzut Iov în genunchi și a zis: gol am ieșit din pântecul mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul Pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. Și în toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Consider că această carte, cartea lui Iov, este cea mai importantă carte din Scriptură în ceea ce privește suferința. Pentru că de-a lungul istoriei o mulțime de oameni și și-au spus dacă sunt încercat ca și Iov. Așa este. Decurând o tânără de la noi din biserică a pierdut copilul, a pierdut sarcina, a așteptat de mult o sarcină, a așteptat de mult un copil, a venit acel copil, ne-am rugat, am binecuvântat copilul, eu personal am binecuvântat copilul din pântec, m-am rugat pentru acea femeie, m-am rugat pentru copilul ei, aflăm că lucrurile nu decurg bine, că sarcina nu decurge bine, ne-am rugat din nou, am, a, am postit chiar pentru lucrurile astea câțiva prieteni mai apropiați și am zis, Doamne, fă ca acest copil, chiar dacă i s-a oprit inima, să-i uh, bată din nou inima, dacă s-a oprit din dezvoltare, să, să recupereze, Doamne, dar numai, numai să se nască și numai să fie bine. Și luni aflăm vestea, copilul este mort, trebuie scos de urgență ca să nu se infecteze în pântecul mamei. Și am fost toți devastați de veste și ne-am dat seama cât de dărâmată este mămica. Da, vine mămica miercuri la rugăciune, bucuroasă, fericită, se pune jos și ne uităm toți la ea. Nu ești supărată? Nu ești tristă? Eram noi mai triști Și zice, m-am gândit mai bine și mi-a venit așa un gând, am zis, dacă Dumnezeu mi-a credința cum i-a încercat lui Iov? Dacă Dumnezeu a vrut să vadă cum reacționez eu în suferință? Așadar, că l-am lăudat pe Dumnezeu, cum a făcut și eu, v-am zis: Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, numele lui fie binecuvântat și n-am vrut să greșesc cu nimic înaintea lui. Ăsta este efectul cărții Iov. Amin? Ăsta este efectul cărții Iov. Avem o carte extraordinară, trebuie numai să o citim și numai să o punem la inimă. Atât de frumos spune uh, în altă parte Iov 19, hai să vedem, uh, Iov 27. Iov 27, versetele 1-4. Dă-te rog frumos, Andrei. Iov a luat din nou cuvântul și a vorbit în pilde și a zis, Viu este Dumnezeu care nu-mi dă dreptate. Viu este cel tot puternic care mi-a mărăște viața. Că atâta vreme cât voi avea suflet și suflarea lui Dumnezeu va fi nările mele, buzele mele nu vor rosti nimic nedrept, limba mea nu va spune nimic neadevărat. Viu este Domnul, chiar dacă Iov zice, vedeți, Iov zice, viu este Domnul care nu-mi dă pace, care uh, simt că suferința asta este îngăduită de Dumnezeu, pentru că în viața credinciosului nimic nu se întâmplă neîngăduit de Dumnezeu, așa este? Pentru că suntem proprietatea lui Nici măcar Iuda n-a putut să facă ce a făcut Până când Dumnezeu nu i-a permis satanei să intre în sufletul lui Pentru că este un verset în, în cartea, în Evanghelia după Ioan În care spune Iisus Hristos Iuda, du-te ce ai de făcut Și în momentul acela satana a intrat Pentru că până atunci n-a putut să intre Știți de ce? Pentru că Iuda era proprietatea lui Dumnezeu. Și Iuda se lupta să iasă de sub proprietatea lui Dumnezeu. Se lupta să iasă. Prin păcat noi ne luptăm să intrăm ne, în, în, în proprietatea altuia. Pentru că există doi proprietari în lumea asta. Momentan. Va veni vremea când va rămâne unul singur. Amin? Există doi, doi stăpâni. Dumnezeu satan. Dumnezeu satan, repet. Un proprietar care își revendică Dumnezeu prin Iisus Hristos vrea răscumpărarea omului satana prin păcat, când le spun oamenilor drept în față, atât timp cât trăiești în păcat și nu te-ai împăcat cu Hristos, tu ești proprietatea satanei, rămân șocați, unii să mă bată, du-te bă de aici. Și eu zic, ba da, nu-ți dai tu seama, dar satana te poate folosi oricând, așa este? Oricând te poate folosi, oricând are nevoie de tine, tu poți să tu ești supusul lui, fără să-ți dai seama, te controlează, te manipulează și prin ceea ce faci nu te închin lui Dumnezeu. Așadar, Iov acesta, în încercarea credinței lui, a rămas puternic. Un alt scop al suferinței este proslăvirea lui Dumnezeu și haideți să vedem despre un orb în Ioan 9 de la 1 la 4. Un orb, da? Să-mi deschid și eu Biblia. Ioan, 9, așa frumos, sora Mariana știe deja despre ce este vorba. Hai să vedem, Ioan 9, de la 1 la 4. Când trecea Iisus, a văzut un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat, învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui? Zici că a întrebat mama, știi? Cine-i de vină? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el, ce? Lucrările lui Dumnezeu. Aici văd măreția lui Dumnezeu și faptul că omul este 100% proprietatea lui Dumnezeu, pentru că a fost creat de om, chiar dacă omul alege de bunăvoie să se dea altuia și uneori prin, știi, prin vorbă se dă altuia, du-te la cel rău, știți vorba, însă omul a fost creat de Dumnezeu și chiar dacă o vreme aparține satanei, în cele din urmă omul acela va ajunge înaintea lui Dumnezeu și va trebui să dea socoteală. Când Dumnezeu va lega acest stăpân al veacului acestuia, cum îl numește Scriptura, când va lega acest stăpân, care știe doar să ucidă și să fure și să junghe, tot totul va redeveni proprietatea lui Dumnezeu și atunci fiecare om va fi tras la răspundere. Și vedem aici un caz interesant. Dumnezeu permite ca un copil să se nască orb, da? ca Isus să treacă pe acolo, să-l vindece și să se vadă în el ce? Puterea lui Dumnezeu. Are dreptul Dumnezeu să facă asta sau nu? Aici văd stăpânirea lui Dumnezeu. Aici văd puterea lui Dumnezeu. Aici văd lucruri minunate ale lui Dumnezeu și atât de frumos uh, spune Scriptura că în versetul 6 După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. A uns ochii orbului cu tina aceasta și a zis, du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis, el s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Întrebare, de ce a uns Iisus Hristos cu noroi, făcut din scuipat, ochii acelui orb? E o simbolistică foarte tare aici. Ați fost atenți unde la trimis să se spele. Cum se numea scăldătoarea în care a fost trimis orbul să se spele? Tradus și des, că e cu T Despre cine e vorba? Despre Mesia care urmea să vină. Deci ăștia aveau o scăldătoare pe care au numit-o Trimisul, adică Mesia, adică Hristosul, ați înțeles? Deci ei aveau o scăldătoare care vorbea despre Mesia Vindecătorul. Ei îl aveau pe Mesia Vindecătorul în fața lor și nu l recunoșteau. Nu e ciudat? Nu e ciudat? E foarte ciudat. Vine Mesia ăla pe care, e ca și cum, fiți atenți cât de penibilă e situația. E soția ta însărcinată. Te duci, îi faci o cameră, îi pus numele la copil și îi faci o cameră. Știi că e băiat. Eu fac albastră frumos, scrie acolo, se va naște Superman. Îi pui acolo frumos numele cu litere, Superman. Uh, îi faci un pătuț frumos, îl cumperi, îl montezi tu, îl aranjezi. Și când te duci la maternitate să-i pe neva să zici, ăsta nu e al meu. <laughs> și îl lași acolo. Nu-l mai recunoști, nu-l mai vrei. Cam așa au făcut evrei cu Isus. I-au făcut o, o scăldătoare în cinstea lui, au numit-o Mesia, Trimisul Hristosul, și când l-au văzut pe Hristos, oamenii nu l-au mai vrut. Dar știți de ce nu l-au mai vrut? Pentru că au iubit mai mult întunericul. Pentru că au iubit mai mult păcatul lor. De nu-l vor oamenii pe Isus. Nu că n-ar fi Isus trimisul, nu că n-ar ști undeva în sufletul lor că Isus nu este Dumnezeu, nu, ci pentru că iubesc mai mult întunericul. Zice, eu am venit în lume, lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Foarte tare că Isus ne, ne, ne învață ceva aici îi unge, îi pune așa, imaginați-vă niște solzi de noroi pe ochii orbului, Condus de cineva, vă dați seama, se duce ăsta cu solzii de noroi pe ochi, se scaldă și când deschide ochii, când îi se duce noroiul de pe ochi, dintr-o dată vede. Dragule, tu nu ai capacitatea să vezi din punct de vedere spiritual, tu ești un orb spiritual până nu-L cunoști pe Hristos și până nu te scalzi în apa cuvântului lui Hristos. Așa este? N-ai cum să-L înțelegi pe Hristos până nu baci cuvântul ăsta în tine. N-ai cum să, să ai discernământ spiritual. Tu ești un orb spiritual. Tu nu poți să înțelegi modul meu de închinare, nu poți să înțelegi închinarea, nu poți să înțelegi adorarea mea față de Hristos. Tu nu poți să înțelegi nimic din ce se întâmplă aici dacă mai întâi de toate nu ți-ai lăsat ochii scăldați în apa cuvântului lui Dumnezeu. Iisus Hristos le spune ucenicilor săi în Ioan 15 cu 5 atât de frumos, voi sunteți curați pentru că ați auzit ce? Cuvântul meu. Voi sunteți curați pentru că ați auzit cuvântul meu. Nu manele, nu, nu mai știu ce, bobonete și nu ăla de la Caransebeș și nu la fierbinți și nu aia și nu aia. Voi sunteți curați pentru că ați auzit cuvântul meu. Îmi spune soția mea și asta Pavel al nostru, chitaristul, face mereu. Conduce foarte mult între Lungulețul și București, cred că vreo oră pe zi, cel puțin, și el își pune, își pune Biblia audio în mașină și ascultă Biblia. De ani de zile face asta. Și soția mea îmi spune: Știi, mi-am dat seama că am foarte mult timp în trafic și decât să claxonez și decât să îi zic l -o la ăla, mai încolo, lor, ăla vină mai încoa și nu știu ce. Mi-am pus Biblia și ascult Biblia și așa multă pace simt și așa multă bucurie. Și acum, cum am fost cu copii, nu știu unde plecat și eu mi-am pus Biblia în mașină și am ascultat romani până... Mi-am dat seama, vă dați seama, am ascultat în 15-20 de minute până la romani, cred că capitolul 8. Deci vreo 8 capitole am ascultat în vreo 15 minute. Și am meditat în timp ce ascultam și mă gândeam, wow, ce tare asta! Și nu, nu, nu mai m-am ofticat că uite ce cântă aia, uh, uh, cum era, sărută-mă până la sânge, uh, nu mai m-am ofticat că nu știu ce cântă respectivul sau respectiva, că iau uite ce mizerie la radio, că iau uite ce prostii vorbește, asta nu mai nu m-am mai tulburat cu nimic. Mi-am pus Biblia și am ascultat Biblia și m-am simțit curat datorită cuvântului care a intrat pe aici. Amin? Glorie lui sus Așadar... Orbul ăsta a început să vadă pentru că s-a scăldat în scăldătoarea trimisului. Tu vei vedea abia când te vei scălda în, în scriptură. Amin? Dar din păcate, vedeți, nici noi care ne batem cu pumnul în piept că suntem pocăiți, nu avem timp să facem baie în, în, în scăldătoarea siloamului, în scăldătoarea trimisului care este cuvântul lui Dumnezeu. Și știți ce se întâmplă? Lumea își pune tina pe ochii noștri. Așa este își pune lumea noroiul pe ochii noștri. Și ne mirăm că nu mai putem să vedem. De ce am nevoie de biserică? Dar nu mă duc la biserică. Când vei avea noroi pe ochi, nu o să mai găsești drumul spre biserică. E așa sau nu? Când o să ai noroi pe ochi, o să găsești drumul. Duminică știi ce faci? Grătar. Că e mai șmecher grătarul. Duminică o să vezi doar mare, munte, o să-i vezi pe ea de la biserică, niște încuiați, niște hoți, că toți sunteți hoți, că toți sunteți nu știu cum, că fratele Tonii nu știu cum, pentru că noroiul de pe ochi te va face să vezi numai nămol, numai mocirlă și numai mizerie. Să ne curățească Isus ochii. Amin? Amin. Trec mai departe. Suferința în viața credinciosului este permisă pentru călirea în vederea rezistenței în războiul spiritual. Eu am stat și m-am gândit la o chestie. Zilele acestea am simțit un pic că uh, clachez, că, și, uh, nu că... Deci au fost niște chestii care au ținut doar de mine, să le fac doar eu. Doar de mine și am simțit că, că, că sunt prea grele și că nu mai pot și m-a luat așa un pic o, o neliniște și a început să-mi bate inima, chiar mi-a crescut și tensiunea și mă gândeam, Doamne, dar da, 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 nu mai pot. Și după aia Duhul lui Dumnezeu îmi vorbește și îmi zice, dar Iosif, cum de n-a clacat? Dar Pavel, cum de n-a clacat? Dar Petru, cum de n-a clacat? Spui, tu n-ai trecut nici cât Unghia prin ce a trecut Pavel, de exemplu. Ai fost tu bătut vreodată cu nuiele? Vreau să te întreb ceva, dragule. De ce n-a clacat Pavel după ce a fost bătut prima oară cu nuiele? Nici a doua oară, nici a treia oară. N-a făcut nici atacuri de nu știu ce, n-a făcut nici nu știu ce, n-a făcut nici nu știu ce. A, a continuat lucrarea liniștit. De trei ori s-a sfârmat corabia cu el în timp ce se ducea să predice. Și n-a fost oală sub presiune și nu, nu s-a agitat, a avut o rezistență. Oamenii ăștia au, au avut o rezistență colosală. Și de unde e rezistența asta? De la Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt te și călește. Așa este. Te trece prin niște presiuni Duhul Sfânt de rezici la orice ar veni peste tine, amin? Voi ați observat că noi creștinii suntem foarte rezistenți? Cine a observat asta? La orice ar veni peste noi. Rezistența noastră e colosală. Eu me sinto acha. Avem o rezistență colosală. Iosif este ținut vreo 12-13 ani într-un într stres și într-o într școală a stresului colosală. Dar omul ăsta nu-și pierde cugetul, nu-și pierde speranța, nu se apucă de prostii în mijlocul stresului. Îl vedem plin de bucurie și chiar încurajându-i pe alții. Că au venit doi prizonieri închiși de faraon la el în pușcărie și întreabă pe ăștia, ce aveți de sunteți posomorâți? Păi am avut două vise. Ai veniți în coacăna, aveți voi să fiți posomorâți, să vi le tălmăcesc eu. Un om al, vedeți, Dumnezeu a îngăduit niște suferință, este foarte interesant ce face Dumnezeu cu noi. Fiți atenți, îi spune Dumnezeu lui Iosif, într-un vis sau în două vise, frații tăi și părinții tăi se vor pleca înaintea ta. A visat așa Iosif sau nu? A visat așa. Și așa a fost, dar după cât timp? <laughs> fiți atenți ce se întâmplă. Să vedeți cât de ciudate sunt lucrurile visează că frații lui se închină și se duce bucuros la frații lui, de acum se și vedea Iosif mare peste frații lui, se duce la frații lui la stâna pe care la pe câmp, i-a cu oile, că ăștia erau cu oile, se duce să le ducă ceva de mâncare și când se duce, ăștia se vorbesc între ei și zic, a, uite-l pe ăla de, a zis că a visat el că ne închinăm la el, ce facem cu el? Păi să-l omorâm, simplu, super, hai, îl omorâm. Altul s-a gândit, bă, stai că e mai bine să-l vindem ca sclav. Deci visează că frații lui se închină și în cele ce urmează, ce au făcut frații lui? Au vrut să-l omoare și după care l-au vândut, da? Păi unde, care, cum stă treaba? Și 12 ani, Iosif, cel puțin 12 ani, Iosif a fost uh, cu gândul la chestia asta. De ce a îngăduit Dumnezeu suferința? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu ne ține într-o școală a presiunii. Așa este. Îmi spunea cumnata mea care a fost angajată la uh, un spital, la spitalul militar, ca asistentă, uh, îmi spunea că la... Fiți atenți, foarte tare, n-am știut că există așa probă de interviu. Rezistență la stres. Și-au permis doctorițele și asistentele șefe din spitalul respectiv niște probe prin care au lovit în rezistența psihică a uh, celor care au venit la interviu le-a spus niște cuvinte care în mod normal nu se spun. Poate unii ar fi ieșit de acolo și ar fi zis, au trântit ușa și au zis, vă dăm în judecată, îi au picat. Au ieșit majoritatea fetelor de la interviu, majoritatea viitoarelor asistente au ieșit plângând, inclusiv cumnata mea, a ieșit la fratele meu și îmi zice, băi, păi m-am făcut așa, mi-a zis așa, mi-a zis că tu nu ești bună de spitalul ăsta, că niciodată nu o să lucrezi aici, că tu, că tu, că tu, m-am făcut cu o și cu oțet. Fratele meu cred că era acolo, stai că intru peste ele, stai că mă duc eu pe ele, știi? Rezistență la stres, probă în spital, știi de ce? Pentru că când Cade unul lângă tine, moare unul lângă tine, mor vreo 10 lângă tine pe zi, unul vomită, unul uh, face spume, unul cade pe spate, uh, trebuie să resuscitezi vreo 20 pe zi. E stres sau nu? Dar așa suntem și noi, fraților. Nu suntem și noi la fel? Avem nevoie de rezistență la stres. Motiv pentru care Dumnezeu ne trece printr-o școală a stresului. David, la fel. Vine Samuel la el în lunge, îl unge, îi toarnă un de lemn în cap și zice, Te ung ce? Rege. Și după împărat, rege. După care îl ia Saul la goană. Doar ăsta nu mai prin peșteri. Nu mai prin peșteri, mai prin pustii, mai prin câmpuri, hăituit, fugărit, cu vreo 400 de oameni după el și cu două neveste și cu copii și cu ce mai avea el, animale, oi, vaci, boi, alerga asta de pe un munte pe altul, dintr-o peșteră în alta, dintr-o țară în alta, a ajuns omul ăsta, vai de el, după ce Dumnezeu îi zice, îi zice te ung, rege. De ce l-a mai trecut Dumnezeu prin vreo 12-13 ani de stres? Pentru că omului Dumnezeu trebuie să reziste la stres, amin? Omul lui Dumnezeu nu trebuie să clacheze, omul lui Dumnezeu nu trebuie să se vaite, omul lui Dumnezeu nu trebuie să se plângă, omul lui Dumnezeu trebuie să stea ferm, chiar dacă se sparg trei corăbii cu el, chiar dacă îi bătut de trei ori cu bice, chiar dacă e înjurat, chiar dacă e drăcuit, chiar dacă e amenințat cu moartea, orice s-ar întâmpla omului Dumnezeu, trebuie să reziste la stres și Dumnezeu știe asta. Și prima școală poate prin care te trece Dumnezeu este școala stresului. Amin. Cine a trecut pe aici? Cine e pe aici? Uhu. Poate că în școala stresului mai pici în vreo depresie, te scoate Dumnezeu de acolo, mai, mai pici în vreo anxietate, te scoate Dumnezeu de acolo și după aia vii bucuros la cineva și zici, știi ce, eu am uh, avut depresie. Tu? Nu credeam, ba da, am trecut, n-am plâns, uh, am plâns, pardon. Uh, am plâns de s-a zgudit podeaua cu mine, mi-aduc aminte, n-am crezut că un om poate să plângă în halul ăsta, efectiv, m-am am întins pe, pe podea, Uh, și am plâns acolo, de, de, de mă zbăteam ca peștele pe podea și uh, am pierdut controlul minții mele și mi-au venit gânduri negre și multe, multe uh, am experimentat în timpul acestei depresii, însă am ieșit de acolo cu bine, Dumnezeu m-a eliberat, Dumnezeu m-a scos și astăzi când vorbesc cu oameni care sunt în depresie și le zic că am învins, o să uită așa la mine și zice n-aș fi crezut vreodată că tu ai trecut pe acolo, ba, dar am trecut și se poate să învingi, amin? Glorie lui Iisus! Uh, un alt uh, scop, pedepsire sau um, retragerea providenței lui Dumnezeu. Uh, Dumnezeu, haideți să vedem Apocalipsa 3 cu 19. Ia fiți atenți aici ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa 3 cu 19. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și... Pocăiește-te! Dumnezeu își permite și are dreptul evident și dau dreptul și las pe Dumnezeu să mă mustre, chiar să mă pedepsească atunci când greșesc, atunci când mă abat de la planurile sale. A fost cineva de aici vreodată pedepsit de Dumnezeu mâna sus? Cred că este motivul pentru care vă aflați din nou aici, așa este? A fost vreodată cine a mustrat de Dumnezeu? Este motivul pentru care vă aflați aici. Ați văzut vreodată un copil nepedepsit? Cine a văzut un copil nepedepsit? Ok, cine a văzut un copil nemustrat? Cum e? Rău! Da? A crescut strâmb, din calea afară de strâmb. Avem nevoie să fim, când ne abatem de, de, de la calea lui Dumnezeu, avem, avem nevoie să fim pedepsiți, avem nevoie să fim mustrați și dacă Dumnezeul nostru n-ar face asta, ar fi vai și amar de noi. Ar fi vai și amar de mine dacă Dumnezeu nu m-ar mustra și nu m-ar pedepsi când greșesc. Așa este sau nu? Ok, retragerea providenței lui Dumnezeu. De multe ori, vedeți, Dumnezeu nici nu trebuie să ne pedepsească. De cele mai multe ori ne uităm la Dumnezeu și zicem, Doamne, de ce? Dar noi, de fapt, am ieșit de sub providența lui Dumnezeu sau l-am forțat pe Dumnezeu să plece din dreptul nostru și vreau să vedem asta în Deuteronom 23 cu 14. Deuteronom 23 cu 14. Ok, căci Domnul Dumnezeul tău merge în mijlocul taberei tale ca să te ocrotească și să-ți dea în mână pe vrăjmașii tăi dinaintea ta. Tabăra ta va trebui, deci, să fie sfântă pentru ca Domnul să nu vadă de la tine nimic necurat și să nu se abată de la tine. Multe nenorociri se întâmplă peste națiuni, multe nenorociri se întâmplă peste anumite familii și peste anumite persoane pentru că s-a găsit necurăție în, în, viețile lor, în viața celui popor, în, în umblarea celui popor și atunci Dumnezeu zice, mai forțat să mă abat de la tine, mai forțat să mă abat de la tine și să nu mai fiți atenți în rândul al treilea. Dar ocrotirea, și uh, 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 învingerea vrăjmașilor, care pot să fie boli, care pot să fie crize economice, care pot să fie orice altceva, o crotire a dispărut. Puterea de a învinge vrăjmașii a dispărut pentru că Dumnezeu s-a retras din dreptul nostru. Avem nevoie de Dumnezeu, dragilor. Pentru că de multe ori îl forțăm pe Dumnezeu să-și retragă îngerii păzitori din dreptul nostru. Se întâmplă? Credeți că se întâmplă asta? Se întâmplă. De ce au murit ăia în halul ăsta? De ce s-a întâmplat nenorocirea asta? Pentru că de multe ori Dumnezeu își retrage providența. Ok, trec mai departe. Mai am câteva puncte și închei. Învățarea, voi încerca să mă apropii de încheiere, învățarea artei războiului este un alt motiv pentru care Dumnezeu lasă peste noi suferință, lasă peste noi anumite chiar boli, chiar atacuri din partea celui rău, pentru că doar așa învățăm să ne protejăm, doar așa învățăm să mustrăm boala, să mustrăm duhurile. Spune că în armura uh, viteazului din Efesen uh, uh, 6, ni se spune că acolo avem scutul credinței cu care stingem săgețile arzătoare ale celui rău. Păi noi nu suntem chemați să facem parada modei, dragilor. Și să aruncăm ceva pe noi și să defilăm pe o scenă în mișcări de șold. Nu suntem chemați la asta ca și copii ai lui Dumnezeu. Suntem chemați la bătălie și tu ai un scut și tu ai o sabie. Și cum înveți să le folosești? În sufragerie? Unde să înveți să le folosești? Unde? decât în războiul spiritual în care Dumnezeu te trimite și de multe ori plângem. De ce, Doamne, ai permis să mă ataci ăla? Păi ți-am permis pentru că tu trebuie să înveți să ridici scutul credinței. Vin săgeți arzătoare, eu cred că săgețile astea arzătoare sunt chiar vorbe, sunt boli, sunt duhuri care vor să, a, să ne atâțe, să ne tulbure. Chiar la noaptea de rugăciune, înainte să încep, a fost așa o tulburare cu cineva pe acolo și cine a început să plângă și a trebuit să împacă anumite chestii. Și chiar mă gândeam, iau-te o săgeată arzătoare, cum a căutat, când spune persoana asta, am vrut să mă îmbrac și să plec acasă. N-am mai vrut să stau aici, n-am mai vrut să aud, am vrut să plec. O săgeată arzătoare care a vrut să, să, să stingă, să ia pacea acelui om. Și noi în momentul respectiv trebuie să învățăm să ridicăm scutul credinței. Da? Deci Dumnezeu mai permite pentru a învăța um, arta războiului. Neatenția, neglijența, neîncrederea, astea sunt, cred că, cele mai sensibile lucruri. Dragilor, așa cum Bogdan ne zicea la îndemnul pentru rugăciune, Dumnezeu ne-a dat și înțelepciune să, te, să ne protejăm singuri, așa este. Vreau să spun un lucru. Ține de tine să ai grijă de fizicul tău, amin? Eu nu pot spune tot, Iacov, nu-l spitiți pe Dumnezeu. Știți că eu îl pot ispiti pe Dumnezeu prin neglijența față de mine. Dacă merg, nu știu, cu 200 și ceva la oră, unde ar trebui să merg cu 50, da? Și știu că la orice pas pot fi obstacole. Aia este neglijență și sunt drept răspunzător de faptele mele. Nu pot da vina pe Dumnezeu că eu, ca un neînțelept, am mers cu 200 la oră în localitate, mi-a sărit o găină și eu, deștept, am crezut că pot să evit găina la 200 la oră și am intrat în stâlp și am murit și eu și alți patru pe lângă mine. Și plângem și ridicăm pumnul spre Dumnezeu, Doamne, da de ce? Dar nimeni nu se gândește că l-a fost neglijent. Era eutic în biserică și omul s-a pus la geam. S-a mai pus și la geam. Deși știa că are probleme cu somnul în biserică. de trebuie să ai grijă. Dacă știi că te ia somnul în biserică, pune-te și tu, stânga-dreapta, să fii oameni. Știi? Că dacă nu e nimeni lângă tine, îți cade capul așa și poate face întorsă. Da? Aveți grijă. Eutic se pune la geam și ce face asta? A doarme și cade de la etajul al treilea, cade, cine știe, în cap, în ce a căzut, și om a murit. Slavă Domnului că era un Pavel acolo care învia morți. Că de nu era un Pavel din slujbă, se transforma în, în mormântare. Neglijență! Noi trebuie să fim atenți. Neglijența față de. Uh, 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 mai avem aici o problemă cu îngrijorarea. Dumnezeu ne spune de atâtea ori în scriptură: Nu vă. Îngrijorați, nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați, pentru că nu puteți să schimbați nimic dacă vă cădeți în, în îngrijorare. Ba din contră, vă veți face rău și știm efect, efectele îngrijorării. Și noi, în ciuda faptului că Dumnezeu ne cheamă la, la avea încredere în credincioșia lui, noi ne îngrijorăm. Și după aia facem mulcer, facem muna, facem malta, aducem asupra minții noastre tot felul de gânduri și după aia ne supărăm pe Dumnezeu că de ce a permis? Ține de mine să lupt cu îngrijorare, amin? Ține de mine să lupt cu stresul, pentru că Dumnezeu îmi spune, Toni, este datoria ta să ai încredere în mine. Neglijența, neîncrederea în Dumnezeu, neatenția, neascultarea, toate astea țin de mine și toate astea duc suferință în viața mea. Dacă n-am grijă ce mănânc, soția mea îmi spune mereu și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea că mă avertizează. Vezi că ai sărit calul, ai mâncat aproape cât un cal sau un cal. Știi? Ai grijă, tonișoare, vezi că și ieri ai mâncat la KFC. Îmi dă voi o dată pe săptămână. Ai grijă, tonișoare, crește colostorolul, cum spun frații noștri. Dacă știi că ai colostorolul 300 și tu bași tot ceafă de porc, păi ce protecție mai vrei de la Dumnezeu? Doamne, m-am îmbolnăvit! Păi nu ți-a zis, nu ți-a trimis Dumnezeu nevasta lângă tine să zică să nu mai bași ceafă de porc la 12 noaptea? Nu? Asta ține de mine să am grijă, nu? Așa e, sunteți de acord cu mine, mulțumesc. Nu putem să-l învinovățim pe Dumnezeu pentru suferința pe care noi o aducem în viața mea, în viața noastră, pentru neglijența noastră. Nu putem să-l învinovățim pe Dumnezeu. S-au întâmplat accidente groaznice din cauza neatenției, din cauza faptului că sunt momente în care Dumnezeu ne ocrotește când, da, când, când Dumnezeu vede în înțelepciunea noastră. Uneori, știi? Dumnezeu ne avertizează o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, dar cine nu vrea să primească înțelepciunea lui Dumnezeu, este treaba lui. Ok, învățarea compasiunii, două, două mai am în afară de asta, învățarea compasiunii, știu că multe le-ați uitat, dar eu cred că Dumnezeu a vorbit în dreptul fiecăruia ce a avut nevoie. Și, ce, și unde ați simțit că Dumnezeu va a vorbit, păstrați pentru inima voastră, amin? Fiți atenți, David, încerc să o iau pe repede înainte, David se duce uh, la un război, când se întoarce acasă, amaleciții i-au furat, i-au luat uh, familia, uh, copiii, da, tot ce avea, uh, uh, tot ce lăsase acasă, animale, aver tot tot, 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 amaleciții au ras tot. Când s-a întors acasă, ne spune cuvântul lui Dumnezeu și vreau să dăm aici, în uh, 1 Samuel 30, de la 1 la 8, dau repede, 1 Samuel. Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Țiclag, amaleciții năvăliseră în partea de miază zi și în Țiclag. Ei nimiciseră și arseseră Țiclagul, după ce luaseră prinși pe femei și pe toți cei ce se aflau acolo, mici și mari. Nu omorâse pe nimeni, dar luase totul și plecaseră. David și oamenii lui au ajuns în cetate și iată că era arsă și nevestele fiii și fiicele lor fuseseră luați prinși. Atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Ți s-a întâmplat? Cui s-a întâmplat? Am David nervos, supărat, putea să zică, Doamne, de ce? Doamne, dar n-am greșit cu nimic, Doamne, de ce? Dar de ce ai permis suferința asta? Dar de ce ai permis necazul ăsta? Și aici vreau să dăm un alt verset, Eclesiasul 7 cu 3, afișează la Andrei, te frumos. De ce permite Dumnezeu de multe ori necazul în viața noastră? Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței, Inima se face mai bună. David a trecut printr-o întristare. De, știți cum este știți ce este întristarea de multe ori pentru noi? Este ca, ca un ciur care scoate mizeria, egoismul, uh, uh, lăcomia din viețile noastre. Ca un ciur. Pentru că David se pune pe genunchi, se roagă și îl întreabă pe Dumnezeu să mă duc după amaleciți, îmi vei da înapoi tot ce au luat ei și Dumnezeu îi zice, du-te că eu voi fi cu tine. Când se duce cu 600 de oameni, 200 n-au mai putut să meargă că erau deja prea obosiți. 200 de oameni au rămas pe loc, au făcut tabără acolo, David s-a dus doar cu 400. Au cucerit tot și au luat mai mult decât le luase amaleciții. Pentru că de multe ori suferința aduce în viața noastră mai mult decât am pierdut. Așa e? este. Ca Iov. Iov a primit dublu înapoi. Aver față de ce a pierdut. A primit 10 copii și spune cuvântul lui Dumnezeu că cele din urmă erau mai frumoase ca cele din tâi. Nu erau fete mai frumoase ca ale lui Iov. Toți băieții din profidez le-ar fi vrut. Sunt convins. Aia ne însurați, evident. Da? cele mai frumoase. Una era Emima și nu mai știu cum le chema pe celelalte. Și inima lui David când s-a întors pe, uh, cu toate averile astea, cu toate uh, bogățiile astea, mai multe decât avusese înainte, se întoarce la așa, îi găsește pe ăștia 200 care n-au luptat cu ei. Și oamenii lui David știi ce îi zic lui David? Nu le dăm mă, nimic la ăștia, Pui cum le dăm? Ăștia n-au făcut nimic și noi le dăm bani. Nu le dăm nimic. Și David zice, oh, nu gândiți așa, frații mei, dați-le la fel cum aveți și voi. Hai să împărțim cu ei. Pentru că suferința te face mai bun. Amin? Când ai mâncat mămăligă cu zahăr, când n-ai avut ce să mănânci, normal că vezi suferința și o înțelegi, așa este. Când ai avut un supozitor pentru copilul tău și a trebuit să legem și să-i pui spirit sau nici spirit n-ai avut, nici bani de spirit n-ai avut să-i bagi în ciorap ca să-i, nu știu, răcești, că am auzit că așa se face, ai folosit o set de mere. Să îl mai răcești pe copil la tălp că, că n-ai avut bani de nurofen? Normal că l înțelegi pe ăla care n-are un nurofen, așa este? Suferința întotdeauna te face mai bun. Lipsurile întotdeauna te fac mai bun. Vai de cei care au uitat prin ce au trecut. Când s-a întors David acasă cu toate bogățiile alea, am împărțit cu ăștia 200 pentru că inima lui deja era mai bună și spune cuvântul lui Dumnezeu atât de frumos că a trimis daruri peste tot. Trec mai departe. Dumnezeu de multe ori permite suferința pentru a ne infiltra în, în liniile inamicilor. Vedeți? David și cu, Nu, pardon. Pavel și Cusila ajung într-o închisoare și acolo sunt bătuți, li se pun picioarele în butuci pentru că Dumnezeu avea un plan. Și ăștia nu comentează, ci laudă pe Dumnezeu. Vrumbrand, vreau să vă citesc dintr-o carte, este cea mai tare carte pe care am citit-o, cea mai tare. Vreți, uh, uh, nu știu, ceva super palpitant, ceva care să vă întărească credința cu Dumnezeu în subterană, Richard Vrumbran, repet, este cea mai tare carte pe care am citit-o vreodată și am citit multe la viața mea, slavă Domnului. Este cea mai tare. Și vreau să vă citesc de ce Dumnezeu îl trimite pe Vrumbran în camera 4. De ce Dumnezeu îl trimite pe Vrumbrand în camera 4. Și vreau să dau, la pagina 92 aici mi-am însemnat. Asta făceam azi noapte, la ora 1 noaptea, citeam din cartea asta. Fiți atenți, în cursul următoarelor săptămâni, încă patru din cei ce fusese raduși în cameră, odată cu mine, au murit. Uneori nu mai eram sigur nici de mine însumi dacă sunt viu sau mort. Noaptea dormeam pe apucate, trezit de durerile sfâșietoare provocate de tuberculoza osoasă. Ceilalți deținuți mă întorceau de zeci de ori, când pe o parte, când pe cealaltă, ca să-mi durerea. Puroiul îmi dintr-o duzină de răni. Coșul pieptului îmi era umflat de puroi și șira spinării era atinsă. Scuipam sânge fără încetare. Erau consecințele torturilor prin care trecusem. Omul ăsta a fost torturat pentru credință. Pastor într-o biserică cu 30 de oameni, și a ajuns în închisoare pentru că a îndrăznit să facă ucenici, să aibă mai mult de 30, pentru că poliția, securitatea nenorocită a comunismului din vremurile respective au spus, îți dăm 30 de oameni. Dacă o să ai 31, în următoarea secundă vei fi arestat. A fost arestat pentru că gura lui n-a putut să tacă. Și fiți atenți de ce, care este scopul pentru care Dumnezeu îngăduie ca vrumbrand să facă tuberculoză și să ajungă în camera morții, camera morții se numea, camera numărul 4, unde spune uh, Vrumbran că toți care ajungeau acolo, toți mureau, Vrumbran n-a murit și fiți atenți de ce. Bolnavii zăceau pe paturile lor de suferință și uh, flecăreau ceasuri întreji numai în, camer numai în camera numărul 4, era o altă atmosferă. Din cauza că nimeni nu ieșise viu din ea, era cunoscută sub numele de Camera Morții. În timpul celor 30 de luni în care am zăcut în această cameră, 30 de luni, zeci de oameni au murit, iar locurile lor au fost luate de alții. Dar aici trebuie spus că s-a petrecut un fapt remarcabil. Niciunul nu a murit Ateu. Niciunul nu a murit Ateu. Fasciști, comuniști, ucigași, hoți, preoți, moșieri, bogați și țărani fără, foarte săraci fusese închiși împreună în celula noastră. Totuși, niciunul dintre ei nu a murit fără să se fi împăcat cu Dumnezeu și cu semenii. Mulți veniseră în camera patru ca necredincioși convinși. Am văzut totdeauna necredința lor prăbușindu-se în fața morții. Faptul că o pisică a trecut un pod nu este o dovadă că podul este solid, că e așa, știi numai dacă a trecut cu bine un tren peste el. E ușor să fie ateu în împrejurări plăcute. O convingere fermă rezistă unor presiuni enorme. Însă nu am văzut ca ateismul să reziste în fața morții. Dacă toți oamenii, în cele 30 de luni, dacă toți oamenii aceia au trecut în veșnicii ținându-se de mână cu Dumnezeu, este pentru că vrumbrand a fost trimis în camera 4. Pentru că vrumbrand a făcut tuberculoză la o vârstă destul de fragedă, a făcut tuberculoză, a intrat acolo, a fost plin de puroi. Ca să intri în camera 4, trebuia să fii aproape de moarte, într-o condiție aproape de moarte. Dumnezeu l-a adus pe Vrumbrand într-o condiție aproape de moarte ca să-l bage în camera numărul 4. Asta spune el, de unde să, să ducă zeci de oameni în împărăția lui Dumnezeu. Și ultimul punct al acestei predici, suferința pentru numele lui Dumnezeu. Nu are nevoie de explicații și nici de logică, ci e un har care ți se face și un motiv de bucurie. Dă-te rog în Matei 5, de la 10 la 12 și apoi vă voi spune despre preotul Suroianu, tot din cartea asta. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Că tot așa au fost prigoniți, că tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Dragilor, a fi prigonit pentru numele lui Dumnezeu este motiv de bucurie și de veselie. Vreau să vă citesc despre preotul Suro Suroianu. Su Suroianu avea în mai mare măsură decât oricare dintre noi motive de mâhnire. Întreaga lui familie fusese lovită în mod tragic. Una dintre fiicele sale invalidă îi luase răsoțul care era cu noi la târgu Ocna. O altă fică și soțul ei fusese recondamnați la 20 de ani de închisoare. Unul dintre fii săi murise în închisoare, un altul, preot, în care suroianul își pusese mari speranțe, se întorsese împotriva lui. Nepoții lui fusese îndepărtați din școală sau din slujbe din cauza activităților antistatale ale părinților lor, cu ghilimelele de rigoare, ăștia erau creștini toți. Totuși, părintele Suroianu, un om simplu, autodidact, își petrecea timpul înconjurând pe alții și ridicându-le moralul. Nu saluta niciodată cu bună dimineața, ci cu formula biblică, pururea, vă bucurați. El mi-a zis așa, fiți atenți ce îi spune suroianul lui Vrumbran. În ziua în care nu poți zâmbi, nu-ți deschide prăvălia. Pentru că, pentru că pentru un zâmbet te folosești numai de 17 mușchi ai feței, dar pentru a te încr încrunta de 33. Și apoi vorbește omul ăsta despre suferința lui în Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Poate că ai înțeles mai bine care este motivul suferinței și poate că ai înțeles că este necesar ca uneori Dumnezeu să te treacă pe aici. Exceptând cazurile în care suferim pentru că am fost neascultători, neglijenți, pentru că n-am avut încredere în Dumnezeu, dar chiar și acolo, dacă ne cerem iertare și dacă învățăm încrederea, Dumnezeu este lângă noi. Exceptând acele cazuri, aș vrea să înțelegem totuși că de multe ori este nevoie ca Dumnezeu să ne treacă pe aici. Trebuie să înțelegem că Suferința de cele mai multe ori ne face inima mai bună. Am suferit când am fost blamat, am, fost, am suferit când am fost bat și sau și mă gândesc la faptul că n-ar trebui să fiu trist, pentru că, vedeți, n-am ajuns să fiu biciuit, n-am ajuns să fiu. n-am avut harul ăsta. N-am avut harul ăsta. Cum spunea un frate drag, cum vom sta noi lângă Pavel în împărăția cerurilor? Ne-am ofensat pentru că am fost jigniți, că am fost porecliți, pocăiți sau sectanți sau îndrăciți. Iar Pavel a fost bătut. Iisus Hristos a fost de asemenea crucificat pentru neprihănirea Lui. Oamenii nu vor suporta neprihănirea îmi trimitea un tânăr din biserica Profides un mesaj că vorbea cu o fată, o colegă de la muncă și a început să-i spună despre Dumnezeu și a trimis fata respectivă un mesaj și a zis niciodată să nu mai vorbești de Dumnezeu. Dacă vrei să mai vorbim, niciodată să nu mai vorbești de Dumnezeu. Oamenii nu vor iubi. Oamenii care își iubesc păcatul n-au cum să iubească neprihănirea. S-ar putea să suferi pentru numele Lui Dumnezeu și avem și noi un cântec care vorbește despre asta. Aș vrea să, să vină înaintea lui Dumnezeu cu o rugăciune și să-L rogi în mijlocul suferinței să-ți dea încredere. Amin? Să-ți dea în mijlocul suferinței puterea de a obirui, de a o învinge. Puterea de a îndrăzni în credincioșia lui Dumnezeu. Poate ai venit într-o suferință, într-o lipsă, poate ai venit având neîncredere în inimă, dar aș vrea să crezi din toată inima că Dumnezeul nostru este mai puternic decât orice suferință. Dumnezeul nostru este mai puternic decât orice boală. Suferința a fost învinsă și este învinsă întotdeauna de Domnul nostru. Dacă ești într-o școală a stresului, cere lui Dumnezeu să iei cu bine toate examenele. Pentru că ai nevoie de rezistență la stres. Eu am nevoie de rezistență la stres. Ca și copila lui Dumnezeu, tu ai nevoie de rezistență la stres. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu cu încredere, și dacă Dumnezeu ți-a vorbit într-o direcție sau în alta, roagă-te conform cu acea direcție în care Dumnezeu ți-a vorbit. Haideți să-i mulțumim, haideți să facem un gest fantastic, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru momentele de suferință din viața noastră. Pentru că nu ești la voia întâmplării. Viața ta nu e o ruletă rusească. În care și petrăgat și nu știi ce va fi pe, pe, pe glonțul respectiv. Viața ta nu este o viață de incertitudine și de nesiguranță. Viața ta e în mâna lui și știi că tot ce se întâmplă se întâmplă îngăduit de Dumnezeu. Haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acele momente în care el ne-a prelucrat și, de ne și cu siguranță vor mai veni momente. Am 33 de ani, mulți înainte și voi, Dumnezeu să o binecuvinteze. Știu că vor veni multe momente de stres. Vor mai veni momente de suferință fizică, poate psihică, trădări, neînțelegeri, nemulțumiri. Vor veni toate să n-am cum să scap de ele. Pentru că Iisus Hristos spune, în, în, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți că ce am biruit lumea. În lume veți avea necazuri. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne întărească în aceste momente de suferință din viața noastră. Să ne dea discernământ să știm ce să facem, să îndrăznim, să biruim suferința, să îndrăznim, să avem răbdare. Că sunt momente în care trebuie să avem răbdare. Haideți să ne rugăm, Domnului.